Bună ziua și bine v-am găsit! Numele meu este Angelica Moga, sunt unul dintre fondatorii Școlii Libere Waldorf Sofia din Brașov și mă bucur tare mult să fiu astăzi alături de voi la Equilibrium Fest. Este o ocazie fantastică pentru noi. Știu că poate pare neobișnuit să găsești o școală la un târg în care promovăm sănătatea și lucrurile benefice nouă, dar să știți că omul este o ființă tripartită, adică are parte de trup, suflet și spirit și atunci când punem un fundament corect, adică o educație echilibrată, sănătoasă, putem rezolva foarte multe lucruri din fașă, din prima etapă, astfel încât poate să avem nevoie de mai puține terapii și de mai multă inspirație, intuiție și imaginație. Astăzi mi-am propus să fiu alături de dumneavoastră și să vă introduc așa un pic în ceea ce înseamnă pedagogia Waldorf și care ar fi beneficiile dacă vă aduceți copilul la școala noastră aici, la Brașov. Am pregătit și o scurtă prezentare PowerPoint. Așadar, vorbim despre pedagogia Waldorf ca educație pentru viitor și să vedem un pic despre ce este vorba. În primul și în primul rând, o scurtă prezentare a noastră. Suntem o școală autonomă, înființată acum 10 ani la Brașov, din dorința de a aduce o schimbare educației la nivelul orașului nostru, astfel încât astăzi suntem tare bucuroși de ceea ce am reușit să facem. Și ne bazăm pe anumite lucruri atunci când povestesc despre Waldorf. În primul și în primul rând, ne dorim să creăm un mediu armonios în care copiii să se poată dezvolta într-un mod echilibrat, în care să poată să fie văzuți și încurajați. Fiecare este unic și fiecare dintre noi avem anumite daruri, anumite talente pe care le putem, printr-o pedagogie care să ne sprijine, le putem pune în slujba celorlalți. Așadar, în mare, cam aceasta este misiunea noastră. Aveți inclusiv valorile noastre prezentate, creativitate, căldură sufletească, responsabilitate, respect, integritate, inițiativă și, cel mai important, libertate. Și o să înțelegeți mai târziu de ce spun asta. În cei 10 ani de istorie, foarte multe lucruri s-au întâmplat. Imaginați-vă așa că am pornit la drum cu o grupă de grădiniță și 4 copii, iar astăzi suntem aproape 300 de copii. Avem o echipă de 65 de profesori și personal auxiliar și administrativ, oameni care sunt alături și susțin acest proces educațional. Și avem 5 grupe de grădiniță, ciclul primar complet, ciclul gimnazial, ne pregătim pentru liceu, astfel încât să putem să oferim copiilor un parcurs de la la Z. Care este specificul pedagogiei Waldorf? Sunt foarte multe elemente care ne diferențiază și normal că oamenii pun întrebări ce este diferit, cu ce se diferențiază Waldorf-ul față de pedagogia clasică și atunci o să vă detaliez acum câteva elemente. În primul rând, e important să înțelegeți că pedagogia Waldorf are la bază antropologia, etapele de evoluție ale copilului și ține cont de nevoile vârstei specifice momentului în care copilul se află în școală, astfel încât într-un mod ne vom adresa lui când este la grădiniță și poate vom merge mai mult pe joc liber și încurajarea cât mai mult a creativității și într-un alt fel când el deja ajunge la o vârstă mai înaintată, adolescent și așa mai departe. Deci asta este unul dintre specificurile Waldorfului. Dezvoltă individualitatea copilului și încurajează diversitatea umană. Trăim într-o lume diversă și e important nu doar să ne cunoaștem pe noi, dar și să reușim să relaționăm cu toți ceilalți. Iar prin activitățile care se întâmplă, lucrul acesta se dezvoltă de minune. Cultivăm în mod echilibrat inteligența, deci aspectele cognitive, cu tot ceea ce înseamnă interacțiune, căldură sufletească, dezvoltarea acestei inteligențe emoționale și antrenarea voinței. Foarte puțin astăzi se pune accent pe acest aspect și este esențial, pentru că noi suntem oameni, avem lucruri de făcut aici și atunci e important să ne antrenăm această voință, să ducem lucrurile la bun sfârșit. Încredere în sine, entuziasmul de a face și libertatea interioară de a fi.
Toate aceste aspecte sunt importante și se regăsesc în școala noastră și în pedagogia pe care fondatorul Rudolf Steiner a adus-o acum mai bine de 100 de ani. Astfel încât copiii vin cu drag la școală, sunt triști când începe vacanța și abia așteaptă momentul reîntâlnirii prietenilor de o viață. Putem spune că noi trăim acolo poate într-o societate mai utopică, așa, într-o mare familie și asta ne aduce mare, mare bucurie. Și un alt aspect important, cum facem noi predarea sau cum se întâmplă lucrurile la clasă prin autoritate iubitoare. Avem nevoie și de fermitate, dar avem nevoie și de iubire. Astfel încât cele două să poată fi în echilibru și noi să devenim adulți armonioși. Care ar fi caracteristicile pedagogiei Waldorf? În primul și în primul rând e important să înțelegeți că predarea, învățarea materiilor se face într-o perioadă mai lungă de timp, de 3 săptămâni. Se aprofundează o disciplină. Pentru noi asta înseamnă învățare în epoci. O epocă, de exemplu, de limba română durează 3 săptămâni și noi avem timp să trecem prin acele informații, avem timp să experimentăm, avem timp să le punem în practică, astfel încât să nu alergăm prin materie, să nu avem teme de la o zi la alta sufocante și să ne facă plăcere să ne adâncim în acel subiect. Și, spre exemplu, dacă abordăm o tematică, aceasta este interdisciplinară. Dacă discutăm despre o literă la clasa pregătitoare, acea literă va fi studiată și la limba străină, facem germană intensiv, chiar dacă predarea este în limba română, de asemenea va fi abordată și la ora de sport, și la ora de limba engleză, și la ora de muzică. Și pentru copil e important, pentru că el rămâne ancorat în acea sferă de informații și apucă să trăiască acele noțiuni într-un mod viu, într-un mod practic. De ce spun asta? Pentru că nu există manuale. Copiii învață dintr-o carte vie, care este pedagogul, vine în fața lor, pregătit, dar asta nu înseamnă că tot ceea ce el și-a pregătit se va și întâmpla. Este nevoie să avem contribuție și din partea elevilor, astfel încât cumva procesul de învățare este 50-50%. Jumătate vine dinspre profesor, jumătate vine dinspre copii. Și asta este nemaipomenit pentru că se creează o cu totul și cu totul altă dinamică în clasă și copiii sunt implicați, sunt atenți, sunt dornici să descopere lumea în care ei au venit. Caietele noastre sunt foarte diferite, în sensul că sunt cu foi veline și nu avem liniaturi, astfel încât să le încurajăm cât mai mult creativitatea, iar la finalul fiecărei zile tot ceea ce ei au învățat vor așterne în propriile lor manuale. Acele caiete de epocă devin, de fapt, manualele unice ale fiecăruia în parte și credeți-mă că le păstrează așa cu drag la final de an și le arată tuturor prietenilor. Să vadă, uite ce am învățat eu anul acesta la geografie sau la chimie sau la orice altă materie. Nu avem un sistem de notare și asta iarăși contează foarte, foarte mult. Evaluările noastre sunt evaluări descriptive. Putem să monitorizăm evoluția unui copil pe durata unui an de zile sau unui semestru, astfel încât să vedem care aspecte le-a îmbunătățit și unde mai este de lucru. Și pentru el asta este ceva hrănitor și în sprijinul său și nu o notă la o anumită zi când poate a avut o dispoziție mai nepotrivită și te-a dus la un anumit rezultat. Contează foarte mult. Avem și materii specifice, spre exemplu desen de forme. Pregătim scrisul în această variantă cu tot felul de forme, linie dreaptă, linie curbă, astfel încât să ne apropiem mai prietenos de ceea ce va însemna scrisul, euritmie și studiem și discipline care nu se fac în curriculum tradițional. Avem epocă de construcții, multe, multe. Cumva, pedagogia Waldorf este ancorată în realitatea timpului prezent și e important să înțelegem unde ne aflăm și să avem cât mai multe experiențe, cât mai multe interacțiuni cu mediul de afaceri, cu mediul social, să ieșim cât mai mult din pereții clasei sau ai școlii și să vedem cum arată lumea în care noi suntem, ce fac oamenii, să înțelegem, să ne descoperim pe noi, să vedem dacă ne-ar place să facem lucrul acela sau nu,
să înțelegem cum a evoluat lumea până în acest moment și care poate fi contribuția noastră. Cu ce venim noi în plus? Și poate cel mai important aspect, în Waldorf nu avem competitivitate, nu avem concursuri, singura, poate, competiție ce o poți avea este cu tine însuți. Să fii astăzi mai bun decât ai fost ieri, să faci astăzi mai mult decât ai făcut ieri, astfel încât să ai această îmbunătățire continuă de la zi la zi și să-ți aducă satisfacție și bucurie. Pe lângă specificul pedagogiei Waldorf, m-am gândit ce ar putea fi de interes astăzi pentru oamenii prezenți la acest eveniment. Și când vorbim de sănătate și că sănătos îți stă mai bine, atunci te gândești care sunt aspectele ce ne pot influența sau ce ne pot dezechilibra. În societatea în care noi trăim astăzi sau în care copiii noștri trăiesc astăzi, cred că aici găsim un risc la care trebuie să fim atenți și mi-am propus să-l abordez în această întâlnire, și anume utilizarea tehnologiei și cum putem găsi un echilibru între această utilizare a tehnologiei și ceea ce înseamnă cultivarea dezvoltării umane într-un mod holistic. Eu știu că pandemia a adus foarte multe lucruri bune sau mai puțin bune, dar s-au făcut mai multe studii și înainte de pandemie și după, pe copii. Am verificat studii făcute de Fundația Salvați Copii în România și de asemenea tocmai ce am participat la un congres internațional Waldorf, unde am avut parte iarăși de niște statistici. Și vreau doar să vă spun niște cifre ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Spre exemplu, date cercetate cu privire la viața copiilor anul acesta, în 2023, în Germania. S-a făcut pe un eșantion de copii care merg la școală și care au acces inclusiv la dispozitive mobile, astfel încât concluzia acestui studiu de piață a fost că, în medie, un copil petrece în fața ecranului, fie că este o tabletă, un telefon, un televizor, 64 de ore pe săptămână. Asta înseamnă aproape 10 ore pe zi. Este enorm. Iar în 2019 era undeva la 58 de ore pe săptămână. Românii noștri nu ajung chiar la 10 ore, dar au în medie 5 ore pe zi. De asemenea, 600.000 de copii sunt dependenți de internet. Și această cifră este dublul față de cea din 2019, înainte de pandemie. Un alt efect al accesului la dispozitive este faptul că copiii au crescut în greutate cu 20% în această perioadă și capacitățile fizice în activități sportive au un declin masiv în ultimii 5 ani. Ce vreau să spun cu asta? Că e important să avem grijă pe mâinile cui lăsăm copiii noștri și educația lor. Și eu știu că poate câteodată e mai comod să îl plantezi în fața unui televizor sau telefon, dar adevărata învățare nu poate să ajungă la copil decât prin această întâlnire vie cu o persoană. Și atunci avem nevoie în continuare să îi păstrăm ancorați în realitatea aceasta și să avem grijă, poate cât mai târziu să ajungă în acea realitate virtuală. Important e să ajungă să se cunoască pe sine și abia după aceea să înceapă să-și creeze alte identități virtuale. Din 2019, de când Facebook s-a transformat în metavers și Zuckerberg a zis că este... Acesta este viitorul, foarte multe lucruri s-au transformat și atunci noi cu atât mai mult trebuie să avem grijă. O să-mi continui prezentarea. Deci nu o să devenim consumatori ai tehnologiei, ci utilizatori, să înțelegem cum funcționează și să abordăm acest subiect cu copiii noștri într-un mod cât mai pragmatic,
astfel încât să nu devină pradă consumului efectiv. Și poate gestul acesta ar putea începe inclusiv de la noi, pentru că ei nu fac decât să ne imite pe noi. Și dacă noi stăm foarte mult în astfel de dispozitive, lucrul acesta se va transmite și lor. Gândiți-vă, sunt multe mămici, ne întâlnim în școală, vin la interviuri de cunoaștere, vin și spun, nu știu cum să fac, în continuu vrea doar să stea pe telefon. Și atunci noi avem niște discuții de la momentul nașterii copilului și multe întrebări în acestea de cunoaștere. Și înțelegi că pe durata sarcinii poate acea mămică foarte mult din timp și l-a petrecut pe un telefon sau în timp ce alăpta, ce puteai să faci, mai te uitai la televizor sau și te miri că la 3 ani copilul tău întinde mâna în continuu după telefon. Fără să vrem, noi i-am condus în această lume. Și dacă noi devenim conștienți de gesturile noastre și de cât timp petrecem noi pe astfel de dispozitive, atunci avem o șansă să-i salvăm și pe ei. Sau măcar când deschidem telefonul să știm că o facem cu un gest conștient pentru ceva anume, că am nevoie să caut ceva, nu doar să stau și să pierd timpul. Mai bine pierdem timpul împreună cu familia. Deci să utilizăm, ăsta e mesajul, să utilizăm tehnologia într-un mod responsabil. De fapt, această tehnologie este o unealtă de învățare, de cercetare și, de ce nu, și de comunicare. Astăzi, spre exemplu, eu vorbesc aici fizic, dar mulți dintre dumneavoastră mă urmăriți online, ceea ce este un lucru bun. Și vă mulțumesc! Așadar, vin cu această imagine de echilibrare a mediului digital cu o conexiune cât mai mare cu mediul natural. Și noi la Waldorf încurajăm foarte mult ieșitul afară, ieșim afară indiferent de vreme, important este să ai ținuta potrivită, echipamentul corespunzător, cizme dacă plouă și haine de scandal, ca să putem după aceea să le băgăm direct în mașina de spălat. Avem un colț în fiecare clasă care se numește masa anotimpurilor și copiii în drum spre școală se pot opri și să aducă elemente din natură acolo, astfel încât să știm permanent în ce anotimp sunt, cum se transformă natura, să înțeleagă modul în care ea se metamorfozează, pentru că asta, de fapt, se întâmplă și cu fiecare dintre noi. Și e important să nu-i rupem de această realitate frumoasă. Pedagogia Waldorf urmărește prin metoda ei să dezvolte anumite abilități, anumite competențe ale copiilor și mai puțin să aducă cunoștințe. Astăzi cunoștințele sunt la un clic distanță. Din momentul în care am învățat să deschidem un calculator și să pornim motorul de căutare, deja totul ne este la dispoziție. Nu mai face diferența. Și atunci, cum putem noi să pregătim un copil pentru un alt fel de viitor, pentru un alt fel de atitudine în fața vieții sau provocărilor vieții? În primul și în primul rând, antrenându-i creativitatea. Astfel încât în orice situație va fi, să găsească soluții. Orice provocare va fi, să-i facă față. Orice mediu va fi, să poată să se adapteze. Și atunci e foarte important să folosim aceste discipline artistice care antrenează partea de creativitate, dar în același timp, prin faptul că ei conlucrează în procesul de învățare, încurajăm să aibă o gândire critică, să aibă o gândire clară. Să nu accepte orice vine, orice ți se toarnă, orice ți se spune. Nu, verifică tu, este așa sau nu este așa. Pentru că această gândire critică după aceea te va duce cu totul și cu totul altă libertate. Vorbim aici de semințe care noi le plantăm pentru un alt fel de viitor. Astfel încât ei să devină persoane libere și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere cognitiv și din punct de vedere al faptei. Să poată să fie flexibil, să poată să fie adaptabil, să aibă spirit antreprenorial. Sunt tot fel de evenimente la care încurajăm să facă lucruri, să le vândă, să lucreze cu banii, să... Până la urmă, asta este realitatea în care noi trăim și ne dorim niște copii care să fie stăpânii propriilor lor vieți, să fie întreprinzători și... Să vină cu o schimbare. Pedagogia Waldorf este, putem spune, o mică grădină în care plantăm semințe care ne vor oferi o altfel de societate. Și aceste semințe, pe parcursul germinării lor,
învață în primul și în primul rând să înțeleagă de unde vin, să înțeleagă cine sunt, să înțeleagă ce pot face, pentru că au tot felul de expuneri în diverse activități și să înțeleagă încotro vor să meargă și care este rolul lor, ce vor să aducă astăzi, cu ce vor să îmbunătățească grădina în care au venit. Eu vă mulțumesc, așa pe scurt, vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să ne treceți pragul, vă așteptăm în Brașov, suntem în centru civic, pe strada Păltiniș, numărul 6, cu grădiniță, ciclul primar, gimnaziu, pregătim și liceul într-un an și de asemenea mai avem un punct de lucru, încă o grădiniță în tractor. Este în funcționează de un an de zile. Este vis-a-vis de Coresi. În cartierul Grandis. Dar intrați pe site-ul nostru, waldorfsofia.ro sau pe pagina de Facebook, Waldorf Sofia, Școala Liberă Waldorf Sofia și acolo o să vedeți activități de ale noastre, poze, filmulețe, avem și un canal de YouTube, suntem foarte activi și în zona aceasta de activități artistice cu copii, avem un cor al părinților, profesorilor și copiilor Waldorf Sofia și eu zic că o să vă placă. Vă așteptăm cu drag. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc. Mi-aș dori să luăm un testimonial așa la cald. Sofia este tocmai ce a încheiat clasa pregătitoare. Ne pregătim de clasa 1 și poate ne poate spune ea cum este la școala Waldorf sau ce îți place, Sofia? Mie îmi place când facem activități și când mergem prin pădure și când mergem afară și facem tot felul de jocuri. Și în clasă cum e? Când învățați? E foarte distractiv. Învățăm chestii noi. Și să le aduce copiii la școala voastră, da? Mulțumim! Mulțumim!